Odată cu scindarea împărăției, devine oarecum previzibil că vom fi expuși unei lecturi încrucișate. Suntem obligați să privim când la Ierusalim, când în Samaria, la ceea ce se întâmplă în Regatul de Nord. Evoluția și involuția regilor care se succed pe tronurile celor două regate, în nord și în sud, e radiografiată cu cea mai mare atenție. Dacă data trecută am urmărit în oglindă parcursul celor doi protagoniști, Ieroboam și Roboam, iată că astăzi avem în față numai puțin de opt regi la care trebuie să privim și să le monitorizăm viața și să mai și învățăm ceva de la ei. Primii doi sunt din Regatul de Sud, la Ierusalim, pe dinastia, pe linia lui David, Abiam și Asa, iar următorii sunt pe linia împăraților lui Israel. Iată cum ar putea fi încadrat episodul de astăzi. Întâi împărați 15, Abiam, Asa și apoi Nadab, primul din regii din Regatul de Nord, iar în capitolul 16, Baesha, Ela, Zimri, Omri și Ahab. Parcă e greu și să le reții numele astea încălcite cu care poate suntem mai puțin familiarizați. Doi regi din dinastia lui David, următorii șase, din ținutul lui Israel. Observați și o anumită notificare care ne ajută să reținem încadrarea lor istorică. În al 18-lea an, în al 20-lea an al lui Eroboam, în legătură cu regii lui Iuda, și apoi în al doilea, în al treilea, în al 26-lea, 27-lea, 31-lea și 38-lea an al lui Asa, împăratul lui Iuda, în referință la ceilalți împărați. În timp ce la Ierusalim avem parte de o oarecare stabilitate în perioada lui Asa, vedem că în Ținutul de Nord lucrurile par să ia rasna. În mutarea capitalei de la Tirța la Samaria, se succed trei dinastii, Ieroboam, Baeșa, Omri, și această linie îi măcinată de comploturi asasinate, lupte interminabile pentru putere și o proliferare înfiorătoare a răului. Încadrarea de astăzi o avem între două nume, Abiam și Ahab, la final. Abiam înseamnă Iahve, este tatăl meu. Iar Ahab înseamnă tatăl îmi este frate. Se pare că s-a asemănat foarte mult cu omrii acest Ahab. Oare ce anume urmărește să trezească în noi autorul prin acest portret siamez comparativ? O să vă stârnesc prin uh, cuvintele memorabile rostite de Maestatea Sa, Regele Mihai I al României, după uh, 64 de ani, când pentru prima dată a vorbit în fața Camerelor Reunite ale Parlamentului României, la vârsta de 90 de ani. Ultimele cuvinte cu care își încheie alocuțiunea sunt acestea. Nu văd România ca pe o moștenire de la părinții noștri ci ca pe o țară pe care am luat-o cu împrumut de la copiii noștri. Extraordinară intuiția acestui om, acestui bărbat. În a înțelege că, de fapt... Uh, Poate e mult mai greu să identificăm acea responsabilitate prin faptul că avem de la părinți, de la înaintașii noștri, anumite lucruri care au fost încredințate, dar în momentul în care fiecare știm că te doare pentru copilul tău, pentru felul în care va arăta lucrurile în țara asta în care ne-a așezat Dumnezeu, altfel gândești, altfel îți pui problema, altfel îți asumi responsabilitatea. Și poate ăsta e lucru care se desprinde de aici și care ne pregătește cumva în această succesiune legată de dinastiile din regatul de sud și de nord. Că fiorul cutremurător al responsabilității ne activează demnitatea și ne ascute dreapta judecată devenim demni în comportarea noastră și mult mai atenți în gândirea noastră în momentul în care ținem cont de lucrurile acestea. Sentimentul responsabilității, până la urmă, te ajută să lași cu adevărat o moștenire celor din jurul tău. Oare ce ar trebui să se întâmple cu noi ca să gândim în termenii de mai sus? Poftim responsabilitate, discernământ și viziune pentru țară. Întâi împărați capitolul 15, de la 1 la 8, pentru a ne familiariza cu prima parte a textului. În al 18-lea an al lui Ieroboam, fiul lui Nebat, a început să împărățească peste Iuda Abia. A împărățit trei ani la Ierusalim. Mama sa se chema Maaca, fata lui Abisalom. El sa de dat la toate păcatele pe care le făcuse tatăl său înaintea lui Și inima lui nu i-a fost întreaga a Domnului Dumnezeului său Cum fusese inima tatălui său David Dar din pricina lui David Rețineți acest detaliu pentru mai târziu Domnul Dumnezeului nu i-a dat o lumină la Ierusalim Punând pe fiul lui după el și lăsând Ierusalimul în picioare Căci David făcuse ce este plăcut înaintea Domnului și nu se abătuse de la nici una din poruncile lui în tot timpul vieții lui, afară de întâmplarea cu Urie Hetitul. Între Ieroboam și Abiam a fost război în tot timpul cât a trăit Roboam. Celelalte fapte a lui Abiam și tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în cartea cronicilor regilor lui Iuda? Abiam a a dormit cu părinții lui și l-au îngropat în cetatea lui David și în locul lui a domnit fiul său Asa. Această încadrare și această lectură stabilește un tipar, după care putem citi, lectura, viața următorilor împărați despre care se vorbește. Și anume, ni se spune, a început să domnească în anul X, a domnit atât, a făcut ce este bine, sau rău înaintea lui Dumnezeu, inima i-a fost sau nu i-a fost în totul la Domnului, celelalte isprăvi, fapte, realizări. Observați, când se trage linia la finalul vieții, despre fiecare dintre noi se va putea spune în câteva cuvinte ceva de felul acesta. Și apoi foarte interesant zice, a adormit, un cuvânt care prin repetiție îți amintește în lumina noului trezent că va fi o trezire. Că până la urmă va fi o judecată, o zi a socotelilor și ultimul lucru în locul lui a domnit. Și cea mai lungă și prosperă domnie are parte de un final. Se încheie și urmează altcineva să continue această lucrare. Observați ideea de moștenire, de ștafetă, de transfer. Ce încărcătură există în textul acesta? Însă lucru pe care cred că îl setează lectura acestor cuvinte e următorul adevăr că viața fiecăruia dintre noi poate fi deslușită în lumina unei duble radiografii. Cea a faptelor și a inimii. Niciodată nu o să ne putem înțelege pe noi felul în care evaluăm, felul în care schimbăm anumite lucruri în viața noastră, dacă nu avem onestitatea să privim la faptele noastre, dacă nu avem tăria să ne facem câte un control de rutină al inimii, să vedem ce se mai întâmplă în lăuntru nostru. Ceea ce iubim dictează până la urmă ceea ce ajungem să facem. În timp ce faptele noastre sunt atât de încăpățânate, nu știu dacă ați observat, Mă aduc aminte când eram la Alba Iulia, școala copilor era undeva aproape de, de noi, și dacă plecam un pic mai repede, mă întâlneam cu anumiți oameni, dacă plecam un pic mai târziu, mă întâlneam cu alți oameni. Cu alte cuvinte, suntem destul de previzibili în comportamentul nostru. Observați, faptele sunt destul de încăpă încăpățânate și atașamentele noastre foarte previzibile. Cumva indică foarte limpede direcția în care vom merge. Fie inima ne este întreagă, fie împărțită. Fie urmăm ceea ce-i plăcut înaintea lui Dumnezeu, fie vom trăi cum considerăm noi că îi plăcut înaintea ochilor noștri. Fie ne consolidăm obiceiurile bune, fie ne dedăm la altele rele. Fie promovăm pacea și stabilitatea socială, fie edificiul social începe să crape. Te poți deda sau poți cădea. Ați observat paralela pe care textul o face între Abiam și regele David. A face diferența dintre accident și persistență într-un comportament destructiv. Cei doi indici care n-au cum să mintă, mintă starea inimii și starea faptelor, isprăvilor și realizări realizărilor noastre. Este o primă invitație pe care ne-o face textul. Tu cum ți-ai evalua starea inimii și a faptelor? Pentru mine, păcatul e un accident sau o obișnuință? Se întâmplă să cădem sau ne-am dedat unui stil de viață destructiv? Apariția lui Asa în peisaj e cu atât mai interesantă în punctul acesta. Întâi împărați 15 de la 9 la 13. În al 20-lea an al lui Ieroboam, împăratul lui Israel, a început să domnească peste Iuda Asa. El a domnit 41 de ani la Ierusalim. Mamă sa, unii ați fost nedumeriți, am pus în paranteză, fie e vorba de bunica sa, așa cum traduce netereu, fie este vorba de o legătură incestoasă la care face aluzie cronicarul se cheamă Maaca, fata lui Abisalom. El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, ca tatăl său David. A scos din țară pe sodomiți bărbații care se prostituau. A stârpit din țară riturile de inițiere și a desfințat toate îndelernicirile idolatre pe care le urma să părinții săi. Și chiar pe mama sa, Maaca, n-a mai lăsat-o să împărățească i-a retras dreptul regal, pentru că făcuse un idol a startei. Asa i-a sfărmat idol Lars la uedul Chidron. Inima lui a fost în totul a Domnului, în tot timpul vieții sale. Ce descriere impresionantă, remarcabilă. Din aceeași familie, doi oameni, tată, fiu, fac alegeri total diferite deși tatăl nu i-a fost un exemplu, alege să urmeze calea stră străbunicului său David. Măsurile radicale luate sunt absolut surprinzătoare, a stârpit, a îndepărtat, a sfărâmat, a ars râvna lui pentru Domnul. Retragerea rangului regal mamei sau bunicii sale. Nu știu ce senzație aveți voi în punctul acesta, dar mie mi se pare că e un gest de un curaj extrem. Fiindcă cel mai greu îți este în casa ta, în familia ta, să iei măsuri nepopulare și nepotrivite. Gândiți-vă că într-un fel bunica lui avea rangul acesta regal dinainte. Cumva el era un urmaș. Ce curaj, ce cutezanță să-i retragă dreptul acesta. Și nu în ultimul rând detaliul că inima mai a fost în totul, în tot timpul vieții sale. Lucrul acesta necesită oarecare clarificare, dar un pic mai târziu. Ce învăț eu de aici, prin opțiunile celor doi, tată, fiu, Abiam și Asa, este că integritatea, caracterul, ce fel de oameni devenim, nu-i un accident, ci rezultatul unei alegeri conștiente. Asta e singura explicație pe care o am. Omul acesta și-a asumat curajos o decizie. Uită-te la Daniel în Babilon, la moașele din Egipt. Ce alegere au făcut? Nici Babilonul, nici Egiptul, nici Auschwitzul, cum spune Victor Frankl, nu-ți pot răpi acea ultimă fărâmă de libertate, de alege cum trebuie în această viață. Cineva din mișcarea navigatorilor a avut o vorbă remarcabilă care mi-a rămas întipărită. În timp ce Daniel trăia în Babilon, Sodoma trăia în Lot. Doi oameni care au fost în contexte la fel de nasoale, corupte, prăpădite, nenorocite, care vizau pe deapsa lui Dumnezeu. Care-i diferența? Observați ce înseamnă să-ți asumi în viață o anumită alegere cu privire la genul de persoană care vrei să devii. Daniel s-a hotărât, așa începe capitolul 1 din cartea Daniel, s-a hotărât să nu se spurce cu mâncărurile și cu vinul pe care îl bea împăratul. N-are nimic Dumnezeu cu lucrurile acestea, însă erau anumite as asocieri idolatre, ce surprinde textului, e cu o decizie măruntă, are implicații hotărătoare în viață. Asta e important când îți asumi o decizie. Nu vezi întotdeauna toate implicațiile, felul în care se leagă lucrurile. Însă, dacă alegi cum trebuie, lucrurile acestea te vor duce în direcția bună. Cu alte cuvinte, nu sunt o victimă a împrejurărilor, ci pot face ceva cu viața mea. Iată ce am înțeles eu cu privire la alegeri în viață. Alegerile ne definesc. În momentul în care alegi ceva cu privire la viața ta, asta devine o amprentă personală. Doi, ele ne responsabilizează. Ceea ce ți asumi pentru viața ta, ce decizi, e proiectul care te călăuzește. Trei, ne direcționează. Deși uneori în viață trăim acea linie sinusoidală, nu asta e problema. Ci problema e că de multe ori ne lipsește reperul, ne lipsește direcția. Și asta face un scop, o alegere bună în viață. Îți împinge viața într-o anumită direcție. Mai mult, alegerile ne maturizează. Orice decizie îți aparține. Devi proprietarul unui proiect, a unei direcții, a unui traseu pe care ți-l asumi cu bună știință. Și în ultimul rând orice decizie are consecințe, fie că e o decizie bună, fie că e o decizie greșită. Tu ce alegi? Cum vrei să arate viața ta? Al doilea aspect important legat de alegeri, îi că alegerile se consolidează prin repetiție, antrenament și obișnuință nu e suficient să spui, m-am întors la Domnul urmă cu 20, cu 30 de ani și să nu faci nimic în, în privința aceasta. Observați lectura Bibliei, venirea la biserică, întâlnirea la anumite dezbateri, discuții, dialog. Până la urmă sunt practici, repetiții, obișnuințe care întăresc, care consolidează alegerile pe care noi le facem în viață. Și în peisaj apare un cuvânt interesant, cuvântul a te deda care are conotația asta negativă, însă merită să inventariem câteva sinonime. A te deprinde, a te obișnui, acomoda, a te consacra, a te dedica, a intra cuiva în obicei, a te îndeletnici, cuvânt care îmi place, a-ți face un obicei rău, sau a te dărui, dedica, devota, hărăzi, închina, E absolut uluitor felul în care practica riguros într-un anumit domeniu, fie că e vorba de lucruri rele, fie că e vorba de lucruri bune, ne toate lucrurile se ne împing înainte. Pentru mine asta ai un exemplu incredibil de integritate. Încercați să vă imaginați măsurile radicale pe care le-a luat și cineva probabil o rudenie, că nu oricine din popor are curajul să-ți spună, să-i fi zis, hei, ce se întâmplă cu mama ta, cu bunica ta acolo? Nu, nu înțeleg. Cum poți să te porți în felul ăsta și să nu ai o atitudine corectă în propria casă? E adevărat, uneori e o mare capcană pentru noi, pastorii, sunt care sunt mult mai duri în anumite atitudini când vine vorba de alții. Dar uneori Dumnezeu îngăduie să trecem prin situații asemănătoare și atunci ori se produce o transformare în noi la nivelul percepției, ceea ce uh, viața îmi arată că e tot mai greu să se întâmple, foarte greu ne lăsăm modificați la percepția, la ceea ce știm noi că ar trebui să se întâmple. Însă în momentul în care oamenii simt anumite incongruențe între felul în care îi tratăm pe alții și uh, diferența față de cei din casa noastră, am încurcat-o. Numai că ne-am pierdut credibilitatea, dar se creează o anumită confuzie, apar anumite probleme care îi debusolează și îi dezorientează pe ceilalți. Și întrebările la care ar trebui să reflectăm, care sunt partiturile pe care le repetăm, care sunt activitățile cărora ne dedicăm cu pasiune, sunt lucruri care ne vor ajuta să ne înțelegem inima, atașamentele și opțiunile pe care le avem. Mulți zic tinerii și pierdut uh, uh, orice elan, orice pasiune, suimit cu câtă disciplină și pasiune se duc la gim. Uh, sunt domenii în care ne arată că pot fi un exemplu pentru noi și ar trebui încurajați. Și ăsta e unul din domeniile care probabil îi vor ajuta să păstreze echilibru între influența media și toate celelalte. Însă ceea ce cred că ar trebui amintit aici este. Acest lucru legat de contextele în care cred că are loc formarea, modelarea caracterului nostru. Iată care-i convingerea la care am ajuns, în ce contexte se produce modelarea caracterului. În primul rând, în contextul adevărului și onestității. Nici unul dintre noi nu o să înainteze un pas mărunt măcar pe calea caracterului dacă nu vine în realitate și dacă nu-i onest cu îndoielile, cu frământările, cu întrebările pe care le are. În al doilea rând, e vorba de contextul regenerării, a nașterii din nou, a transformării pe care Dumnezeu o face. Mesajul pe care îl auziți duminică de duminică aici este că viața fiecărui om stă în această despicare, în lumea reală și intervenția supranaturală pe care Dumnezeu o face în viața ta când ești la capătul puterilor simți că nu poți merge mai departe. Și ajungi la convingerea aia. uneori e nevoie de agonie ca să te schimbi, să spui, despărțiți de tine, nu putem face absolut nimic. Și apostolul Iacov, foarte frumos, adună ambele aspecte în Iacov capitolul 1, cu 18. Spune, el, de bună voia lui, ne-a născut prin cuvântul adevărului. Când vii la Dumnezeu, când se produce acest miracol, intri în realitate. Accepți adevărul cu privire la Dumnezeu și cu privire la starea inimii tale. Un alt context pentru formarea caracterului sunt relațiile. Credeți că detaliul acesta e aruncat la întâmplare că Daniel era împreună cu prietenul lui în Babilon? Sunt mărturii pe care aș putea să vi le aduc din altă parte, cât de mult contează, fie că ești la facultate, fie că ești într-o altă parte, să ai oameni și să ai relații sănătoase care te inspiră, care te ajută. Exact lucrul ăsta îl spune Domnica Petrova, cu privire la căsătorie. Cuplurile sănătoase ca să prospere, să reușească, au nevoie de o rețea, de un mănunchi de relații în care să se oglindească valorile sănătoase ca să poți supraviețui. La fel stau lucrurile și aici. Avem nevoie de modele, de oameni care să stea împreună cu noi în călătoria asta către Dumnezeu. Și nu în ultimul rând, contextul suferinței și al alegerilor. De obicei, oamenii care m-au inspirat cel mai mult în viață au fost oamenii care au avut de suferit, care au trecut prin dureri. Există o putere fenomenală ca Dumnezeu să ne transforme atunci când întâlnim experiențe neplăcute, dureroase, care par imposibil de surmontat, de îndepărtat. Însă Dumnezeu este alături de noi. Însă nu-L putem lăsa pe asa fără să ne uităm și la sfârșitul vieții Lui. Textul din Împărați pare să sugereze că lucrurile s-au derulat absolut normal și că n-a apărut nicio problemă, nici o fisură în viața sa. Poate că sunt două detalii care citindu-le în lumina textului mai amplu și uh, mai explicit din cronici, ne ajută să vedem altfel aceste detalii. În Împărați 15 cu 15 citim. El a pus în casa Domnului lucrurile hărăzite de tatăl său și de el însuși, argint, aur și vase. Pentru ca în 18, în fața amenințării lui Baieșa, să citim, Asa a luat tot argintul și tot aurul care rămăseseră în visteriile casei Domnului și ale casei și împăratului și le-a pus în mâinile slujitorilor lui pe care i-a trimis la Ben -Hadad, împăratul Siriei. Omenește vorbind, nu e nicio problemă că îți clădești anumite alianțe care te protejează și te ocrotesc. Nu despre asta e vorba, ci până la urmă decizia lui se vedește a fi una foarte păguboasă pentru felul în care alege în momentul de față. Vorba românului, ce iei pe mere, dai pe pere. Visteriile s-au golit. Ce afacere ai făcut? Ai adus bani, aur, argint în visteria casei Domnului și ei scos și i-ai pus fără să clipești în mâinile împăratului Damascului, a Asiriei. Versetul 20. Uitați ce se întâmplă. Ben -Hadad a ascultat pe împăratul Asa. A trimis pe căpetenii o lui împotriva cetăților lui Israel, în paranteză, v-ați putea pune, împotriva fraților uh, săi, fraților tăi, și a pustit Ionul Dan, Abel, Bedma, ca tot chinerotul și toată țara lui Neftali. Observați costurile imense și de o parte și de altă. Doar nu era prost. Observați, îi păstrează în tensiune și pe unii și pe ceilalți și are de câștigat și de la unii și de la ceilalți. Însă cea mai mare problemă pe care textul sacru, mă refer la cel din cronici, îl evidențiază fisura care apare în inima acestui împărat remarcabil în relația lui cu Dumnezeu. 2 cronici 14 cu 11, în fața amenințării lui Zerah, etiopianul, care vine împotriva lui cu un milion de oameni. Ce ai fi făcut într-o astfel de situație? Reacția lui Asa e următoarea. Asa a chemat pe Domnul Dumnezeului și a zis, Doamne, numai tu poți veni în ajutorul celui slab, ca și a celui tare vino în ajutorul nostru, căci pe tine ne sprijinim, reține acest cuvânt, și numele tău am venit împotriva acestei mari mulțimi. Doamne, Tu ești Dumnezeul nostru. Și Dumnezeu le dă izbândă. Pentru că în ultimii ani ai Domniei, asta citim în 2 Cronii 16, 1 și 2, în al 36-lea an al Domniei lui Asa. Știți ce cred? a avut parte de amenințări, de provocări majore în prima parte și lucrul ăsta l-a făcut să se arunce în brațele lui Dumnezeu cu disperare. După aia se așterne perioada de liniște și până în al 36-lea nu mai are parte de provocări. Și în momentul acesta reacționează pripit și îi lipsește atitudinea care l-ar fi înnobilat până la capăt. Citesc, al 36-lea an al domniei lui Asa, Baieșa, regele lui Israel, s-a suit împotriva lui Iuda și a întărit rama, ceva asemănător cu cetatea Branului, un loc de vamă și problema era că rama era situată la câțiva kilometri de Ierusalim. Și aici se vede tupeul și obrăznicia lui Baeșa în relația cu frații săi, cu cei din dinastia lui David. Ca să nu-i lasă să iasă și să intre. Asa, observați, primul verb care apare, Celălalt, din patru cum era, a chemat pe Domnul, primul lucru, a scos argint și aur din visterile casei Domnului și ale casei Împăratului și a trimis sol la Ben Hadad, Împăratul Siriei, care locuia la Damasc. Problema nu era că a apelat la oameni, ci că a luat o decizie importantă, fără să întrebe un profet, fără să-l consulte pe Dumnezeu și fără să clipească. S-a pripit într-o decizie în care textul surprinde că inima lui nu s-a mai sprijinit 100% pe Dumnezeu. După atâta perioadă de stabilitate de odihnă, cum să ratez un moment atât de prielnic pe care Dumnezeu ți-l pune înainte? Un cuvânt care nu-mi dă pace se repetă cu obstinație în partea din 2 Cronii 16, de la 7 la 14. Hanani, văzătorul, vine și îl confruntă. Citez. Pentru ce te-ai sprijinit pe împăratul Siriei și nu te-ai sprijinit pe Domnul Dumnezeul tău? De aceea a scăpat oastea împăratului Siriei. Observați, Dumnezeu intenționa avea ceva de lucru inclusiv împotriva sirienilor. Observați când lucrăm de capul nostru, cum ne scapă anumite lucruri pe care Dumnezeu le face. Și unele nu le poate realiza, fiindcă inima noastră nu e în totalitate conectată cu planurile lui și intențiile lui pentru lumea în care trăim. Etiopienii și libienii nu alcătuiau oare o mare, cu o mulțime de cară și călăreți. Și totuși Domnul i-a dat în mâinile tale, pentru că te sprijinisei pe el. Căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijinească sensul din original, să întărească pe toți aceia a căror inimă este întreaga lui. Ai lucrat ca un nebun, căci de acum încolo vei avea războaie. Asa s-a smerit înaintea Domnului. Nu, nici vorbă. S-a mâniat pe văzător și l-a pus în închisoare. A apăsat în perioada aia pe unii din popor. În al 39-lea an al domniei s-a îmbolnăvit de picioare, așa încât avea mari dureri. Durerea personală, fizică, nici asta nu te trezește la realitate. Nu te aduce. De obicei, când ne doare pe noi, atunci strigăm instinctiv. Așa cum se zice, că la atei nu există atei. În momentul în care uh, ești pe limita aia, pe buza prăpastiei, din suflet zvâgnește ceva sacru, undeva, chiar dacă nu înțelegi, nu pricep toate lucrurile. Și e destul de ciudat ceea ce se întâmplă aici. Zice, chiar în timpul borii, n-a căutat, n-a întrebat pe Domnul, ci a întrebat pe doctor. Acum, Dumnezeu nu are ceva cu medicii, sper să fie foarte limpede lucrul acesta pentru cei care ne ascultă, Însă în vremea respectivă medicina cred că era mult mai mult în această zonă uh, ocultă a magiei, a influențelor idolatre. Și asta era adevărata problemă. Și în mod special textul spune pentru că n-a avut zvâgnirea asta pe care a avut-o în fața amenințării etiopienilor ca să ceară ajutorul lui Dumnezeu. Probabil ați sesizat de câte ori se repetă cuvântul a te sprijini. Și asta e întrebarea aplicativă pentru fiecare dintre noi. Nu când trecem prin situații în viață, pe cine contez? Pe cine mă sprijinesc? Merită să inventariem câteva sinonime, poate ne ajută să ne înșurubăm mai bine în suflet. Cuvântul acesta a te sprijini, a conta, a te rezema, a te bizui, a pune bază pe ceva a spune toată încrederea sau speranța în cineva sau ceva, a demonstra, a proba și a rezista. Atât de mult îmi place în Marcu 13 cu 31, ușor de reținut aspectul acesta. Uneori trăiesc senzația asta că totul se năruie, se duce de râpă. Și Hristos ne spune, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Asta e nebunia creștină. Să zidești întregul tău edificiu pe aceste cuvinte. Să îi supui rezistența la maxim până la final. Să vezi dacă stă sau nu stă în picioare. Asta e invitația pe care Dumnezeu ne -o face fiecare dintre noi în fața cuvântului. Atunci când noi ne încredem în Dumnezeu, El ne întărește inima. Cred că cel mai frumos lucru pentru un părinte, atunci când copilul lui îi acordă încredere, are încredere în ceea ce îi spune, în ceea ce îl sfătuiește. Vă dați seama ce înseamnă pentru Dumnezeu? De ce credeți că spune când vorbește despre Avram? Avram a crezut pe Dumnezeu în Geneza 15 și Dumnezeu i-a socotit ca neprihănire lucrul acesta. În In inima ta spui, da, Doamne, mă pot încrede, nu știu cum se vor rezolva lucrurile, dar am încredere aceasta ultimă. Ești vrednic de crezare. Nu e cea mai frumoasă mărturie pe care o putem aduce la locul de muncă, în relația cu cei de lângă noi? Câtă speranță insuflă o astfel de atitudine? Observați, alegerea conștientă formează oameni de caracter? Așa am putea rezuma la pachet, lucrurile pe care le învățăm despre asta, antrenamentul consolidează alegerea, iar încrederea ne păstrează inima intactă. Uneori ne pierdem vigoarea și tăria pentru că uităm de această dimensiune extraordinară pe care încrederea în Dumnezeu o aduce în viața noastră. Cât de mult mă încred contez, mă bazez pe Dumnezeu în deciziile mele. Este întrebarea inevitabilă pentru fiecare dintre noi. Dar oare ce am putea învăța de la cei șase regi din regatul de nord care ne-au rămas? Întâi împărați 15 cu 25 până la 16 cu 34. Haideți să-i luăm în vizor ca să nu uităm despre cine vorbim. Nadab, 2 ani, fiul lui Eroboam, Baeșa, 24 de ani, Ela, 2 ani, Zimri, 7 zile, Omri, 12 ani și Ahab, 22 de ani. Dacă după Abiam se ridică un rege bun pe dinastia, pe linia dinastiei lui David, nu același lucru se întâmplă în partea de nord. Lucrurile merg din rău în mai rău. Un tab tablou dezolant. Nadab fiul lui Eroboam, a început să domnească peste Israel în al doilea an al lui Asa, împăratul lui Iuda. El a domnit doi ani peste Israel. El a făcut ce este rău înaintea Domnului și a umblat în calea tatălui său, săvârșind păcatele în care târâse tatăl său pe Israel. Baeșa, fiul lui Ahia din casa lui Isahar, a complotat împotriva lui și Baeșa l-a asasinat la Gibeton, care era al filistenilor, pe când Nadab și tot Israelul împresurau Gibetonul. Baeșa l-a omorât în al treilea an al lui Asa, regele lui Iuda, și-a domnit el în locul lui. Când s-a făcut împărat? A ucis toată casa lui Eroboam. N-a lăsat să scape nimeni cu viață. Ci-a totul, după cuvântul pe care îl spusese Domnul prin robul său, Ahia, din Silo. Observați un lucru pe care l-am învățat încă din Samuel. Oficiul monarhic este reglementat de oficiul profetic. Omul marginal, profetul, vine de la margine și spune, așa vorbește Domnul, și viața oricărui om care a lăsat o moștenire este supusă autorității lui Dumnezeu. Nici unul dintre noi nu-i poate conduce pe alții dacă nu stă sub stăpânire, sub autoritate, dacă nu se lasă îndrumat învățat de Dumnezeu. Oamenii din poporul lui Dumnezeu care au avut cea mai mare influență au fost oamenii care au ascultat de Dumnezeu și care s-au supus voii sale. Nuanțele și tușele tabloului devin tot mai întunecate, tragice și înfiorătoare. Dacă Asa are curajul de a se rupe de moștenirea nocivă a predecesorului său, Nadab, din păcate, nu mai reușește. Asta ca să vedeți cât de greu este să îți asumi o postură verticală în ce privește viața și trăirea și caracterul. Față de stabilitatea din vremea lui Asa, 41 de ani, observăm ce se întâmplă în Regatul de Nord. Intrici de culise, asasinate, domnii de scurtă durată, șapte zile versus 41 de ani și o degradare morală absolut înfiorătoare. Un cuvânt care ne confiscă atenția e cel pe care l-am întâlnit la Solomon. Solomon a fost târât de iubire. Aici textul folosește acest cuvânt de vreo șase ori și devine light motivul regatului de nord. În dreptul lui Eroboam, a lui Nadab, fiul lui Baeșa, Omri și Ahab. Și iată lucru pe care îl putem evidenția. În timp ce Solomon a fost târât de iubire în idolatrie, Ieroboam târăște o întreagă națiune în degradare socială și morală. Cum bine spune John Maxwell, învățăm pe oameni ce știm, dar multiplicăm ceea ce suntem. Cât de tragic, cât de uh, provocator sună gândul acesta. Vrem, nu vrem, alegerile noastre, stilul nostru de viață îi afectează pe cei de lângă noi. Traducerea din Septuaginta, legată de Baieșa, la începutul capitolului 16, este locventă. Da ce îi spune Dumnezeu. Dumnezeu ridică un altul după Ieroboam, doar, doar o să fie mai capabil în a drege lucrurile. În vreme ce eu te-am înălțat din țărână și te-am pus cârmuitor peste poporul meu Israel, tu ai umblat în galea lui Roboam. Poftim! Parcă nu mai înțelegi felul în care se degradează, se derulează lucrurile, o iau la vale în jos. Nu pot să nu te întreb, oare ce influență vom avea noi în generația următoare? Însă ceea ce te face să încremenești efectiv în fața acestui tablou e apariția efemeră a următorilor doi, Ela și Zimri, unul doi ani celălalt șapte zile, și adâncirea în mlaștina răutății prin Omri și Ahab, ultimii doi din lista noastră. Iată refrenul asurzitor pe care îl întâlnim la finalul capitolului 16 cu 25, 30 33. Odată în dreptul lui Omri și de două ori în dreptul lui Ahab. Omri și apoi Ahab a făcut ce este rău înaintea Domnului și a întrecut răutăți pe toți cei care fuseseră înaintea lui. Parcă nu te desmeticești, nu înțelegi ce se întâmplă cu poporul lui Dumnezeu în aceste vremuri. Dacă singura realizare notabilă în dreptul lui Omri e mutarea capitalei de la Tirță la Samaria, fiul lui Ahab, tatăl îmi este frate, va oficializa închinarea înaintea lui Bal drept religie de stat. Însă numele soției lui, Izabela, atrage atenția în mod cu totul și cu totul special. Versetul 31. Și ca și cum ar fi fost puțin lucru pentru el să se dedea la păcatele lui Eroboam, fiul lui Nebat, a mai luat de nevastă și pe Izabela, fata lui Etbal, împăratul Sidoniților, și a slujit lui Bal și s-a închinat înaintea lui. După care se repetă același refren înspăimântător, că a făcut mai rău decât toți cei care au fost înainte de el. Izabela se evidențiază prin pedigriul ei, pe linia idolatriei, e feniciană, Sidonul fiind cetatea primordială a Feniciei, numele tatălui conține particula Baal numele ei înseamnă unde-i prințul soarta ironică pentru amărâtul de Ahab în peisaj textul masoretic revocalizează polemic numele zeului fenician Zebul ca Zebel ce apare în numele Izabela care înseamnă murdărie excremente gunoi în zona aceasta vor aduce țara și nu întâmplător o lucrare intensă, profetică, apare exact în punctul acesta. Dumnezeu ridicându-l pe Ilie. Și observați, Dumnezeu nu îl trimite la Ierusalim, îl trimite în poporul Israel, acolo unde infecția, molima, era în floare și era nevoie de intervenția supranaturală. te întreb, oare cine o priceput ceva din ceea ce se întâmpla în această perioadă? După care dai nas în nas cu ultimul verset al textului de astăzi, versetul 34, și nu știi ce să faci cu el. Pe vremea lui, Hiel din Betel. Betel înseamnă casa lui Dumnezeu. Ne aducem aminte, duminica trecută am auzit despre Iacov care a un și a zis, asta e casa lui Dumnezeu. Și la Betel, Ieroboam pune unul dintre viței, devine casa idolilor. A zidit iarăși ierihonul. I-a pus temeliile cu prețul lui Abiram, întâiul său născut, și a pus porțile cu prețul lui Segub, cel mai tânăr fiu al lui, după cuvântul pe care îl spusese Domnul prin Iosua, fiul lui Nun. Nu știu ce senzație îți creează lucrul acesta. Iar dacă îți aduce aminte că Ierihonul era o fortăreață de necucerit în vremea respectivă și poporul Israel nu avea cum să o cucerească. Dumnezeu o pune la pământ și dărâmă zidurile. Ca această fortăreață și simbol al canalului să fie făcută una cu pământul. Și Iosua, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, rosește o prorocie, un blestem peste oricine care se va ridica să rezidească. Și un evreu, un evreu din poporul lui Dumnezeu, în stupiditate, în ignoranță totală față de ceea ce zice Dumnezeu și a făcut în urmă cu câteva generații, ajunge să rezidească și să aducă lucrurile la un punct imposibil de imaginat. Observați ce facem noi în fața acestei realități. Cananizarea poporului Dumnezeu atinge borne imposibil de imaginat. Asta îți semnalează. Nimeni nu realizează că se atinge un punct pe care nimeni nu-l credea posibil în istoria acestui popor. Îți vine să crezi? Iată lecția dureroasă. Idolatria aduce cu sine degradare morală, orbire, împietrire și blestem. Ce vrei mai explicit de atât? Cred că de mult n-am avut parte de o lecție atât de aspră și de binevenită cu privire la ascultare. Uitându-mă la peisajul ăsta dezolant, la nivel național, care străbate poporul lui Dumnezeu, poporul Israel, am văzut, poate mai bine ca niciodată, costurile exorbitante pe care le aduce neascultarea. Și știi ce e trist în acest peisaj? Că din cei opt regi, unul singur e cum trebuie. Și nici ăsta până la capăt. Poftim, mai vrut viață reală? Ai parte de viața reală? Familia ta, copiii tăi, urmașii tăi, țara, moștenirea, oamenii din jur, stabilitatea socială, nimic nu rămâne neafectat de alegerile pe care le faci pe verticală. Poate că tot ceea ce învățăm astăzi poate fi adunat într-un singur gând, în timp ce ascultarea de Dumnezeu aduce stabilitate, încurajare, și binecuvântare, neascultarea seamănă blestem, ruină și nenorocire. La final voi reveni tot la cuvintele regelui Mihai pe care le-a rostit, așa cum aminteam la început, pe 25 octombrie 2011. Citez. Lumea de mâine nu poate exista fără morală, fără credință și fără memorie. A sosit momentul să avem un comportament public rupt, complet și definitiv de năravurile trecutului. Eu ce aleg? Iată întrebarea care ne stă înainte. Poftim stabilitatea pe care ți-o dă ascultarea și ce face neascultarea din noi când privim la Regii lui Israel. Tu cu care dintre ei ai vrea să semeni la final? Asta ne-a reamintit că genul de oameni ce vom deveni nu-i un accident, nu-i o pură întâmplare. Poate că nu întâmplător numele lui înseamnă medic, cel ce aduce vindecare și ameliorare. Oamenii de caracter integri sunt o prezență profilactică și vindecătoare. Însă numai nu scap de încadrarea acestui straniu episod. Tatălui Asa, regele Abiam, s-a dedat la toate păcatele părinților și spune în 15 cu 4, dar din pricina lui David, Domnul Dumnezeul său i-a dat o lumină la Ierusalim, punând pe Fiul lui după el și lăsând Ierusalimul în picioare. Tu cum citești cuvintele astea? E o notă de bine sau de rău? Cu siguranță că e o notă pozitivă. Să știți care e marea problemă. Ierusalimul a văzut ce s-a întâmplat cu Samaria. Erau întotdeauna cu câteva mutări pe panta descendentă a răului. Cum se poate să vezi că sora ta, o parte din poporul ales al lui Dumnezeu, merge în robia siriană? Și locul acesta să nu te trezească la realitate. Dramatismul pe care îl găsesc în Scriptură, un lucru care mi-a întreținut dragoste pentru cuvânt, e tocmai realitatea asta extraordinară provocatoare care te desface bucată cu bucată. Și îți arată ce se întâmplă în jurul tău, ce se întâmplă cu noi în momentul în care ne înstrăinăm de sursă, de adevăr, de cuvântul lui Dumnezeu. Pentru ca ultimul verset, gestul lui Hiel, un evreu, să rezidească cetatea blestemată cu prețul propriilor copii. Să nu te trezești când îți moare primul copil și nici când îți moare al doilea.